Deschidem cuvântul Domnului la cartea profetului Daniel și citim câteva versete din capitolul 12, pagina 873 în Sfintele Scripturi. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viața veșnică și alții pentru o cară și rușine veșnică. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci, mulți o vor citi și cunoștința va crește. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iubiți frați și surori, continuând să vorbim despre răpirea bisericii, după ce am abordat mai întâi conceptul răpirii bisericii, pentru că, din nefericire, sunt oameni care în zilele noastre nu mai cred că va fi o răpire a bisericii, este foarte adevărat că în unele traduceri ale altor limbi cuvântul în sine nu se regăsește, dar nu cuvântul este important. În Tesaloniceni este spus strângerea noastră la oaltă cu el. În Corinteni vom fi răpiți. Dar indiferent cum este numit acest act divin de luarea bisericii la cer, conceptul este prezent pe paginile Scripturilor. Iată aici, chiar în cartea lui Daniel, numită de mulți Apocalipsa Vechiului Testament. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică și alții pentru o cară și rușine veșnică. Este vorba de cele două înviere ale morților. Prima este numită întâia înviere în cartea Apocalipsei, a doua este numită moartea a doua. Nu este numită a doua înviere. Nu există decât întâia înviere și moartea a doua. Moartea a doua înseamnă învierea nelegiuiților pentru judecata finală. Daniel spune aici că în vremurile din urmă vor citi mulți această descoperire și o vor înțelege într-o lumină nouă. Foarte multe lucruri pe care le găsim scrise în cărțile profeților și mai ales în cărțile Daniel și Apocalipsa. Sunt profeții care la vremea respectivă nu aveau termeni de comparație în stilul de viață de atunci. Găsim, vorbindu-se despre adevărate ființe științifico-fantastice, descrieri ciudate care au de-a face cu imposibilitatea profeților care vedeau aceste lucruri desfășurându-se în fața ochilor lor, imposibilitatea lor de a le comunica în cuvinte potrivite vremei în care noi trăim. Dar astăzi, citindu-le, ne dăm seama la ce se referă. Când Biblia vorbește de fiare, când Biblia vorbește de lăcuste, când Biblia vorbește de înțepături și de alte aspecte pe care la vremea respectivă oamenii le-au citit fără să le înțeleagă. Chiar Daniel, și mi se pare foarte interesant, în versetul 8 spune: eu am auzit, dar n-am înțeles. Și pune din nou întrebare. Daniel vrea să știe. Și ascultați în versetul 9. Îngerul îi spune: du-te, Daniele. Pentru că astea sunt toate informațiile pe care le primești cu privire la vremea sfârșitului. Du-te, Daniel, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetuite chiar și de tine până la vremea
sfârșitului. Și apoi în ultimul verset, versetul 13, iar tu, du-te până va veni sfârșitul. Tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Dragii mei, așa cum am văzut și duminica trecută, în Apocalipsa, capitolul 6, versetul 2, atunci când începe ruperea peceților, momentul acela, perioada aceea finală din vremea sfârșitului este deschisă de un arcaș care călărește un cal alb și care pornește să cucerească. Nu este vorba de Domnul Iisus. Citim mai târziu despre Domnul Iisus. Pe fondul crizelor din lumea aceasta, când oamenii nu găsesc soluții, diavolul cu înțelepciune demonică va realiza o coaliție mondială, va instaura un guvern mondial. Dorința diavolului dintotdeauna a fost să stăpânească, să controleze lumea aceasta. Și din punct de vedere spiritual a reușit. Biblia spune, lumea zace în cel rău. Dar el dorește să instaureze o stăpânire, o împărăție pe pământul acesta. Și vă aduc aminte că printre cei mai mari cuceritori, oameni inspirați de puterea satanei, oameni motivați de planurile lui, au declarat că doresc să înființeze o împărăție care va dura 1000 de ani. Nu este nimic altceva decât dorința celui rău de a imita planurile lui Dumnezeu. Dragii mei, instaurarea guvernului mondial înseamnă pentru Israel un tratat de pace de vis, spune în Daniel 9:27. Tratatul acesta de pace pe care îl visează evreii, vor să trăiască în liniște în țara lor. Dragii mei, trebuie să înțelegem, atunci când mergi în Orientul Mijlociu, și am avut harul acesta să văd puțin Israelul, am trecut și prin Egipt și am văzut documentare despre celelalte țări ale zonei. Israelul este un paradis. Am intrat în teritoriile palestiniene. Diferența este șocantă. Poporul acesta este cu adevărat un popor binecuvântat de Dumnezeu. Din punct de vedere al inventivității, al creativității. Un popor foarte harnic și muncitor. Vreau să vă spun că poporul acesta este cu adevărat poporul lui Dumnezeu. Am trecut printr-un adevărat Eden, în mijlocul unui deșert și pustiu, dezolant. Pentru că acolo nu a fost doar degetul omului, este cuvântul lui Dumnezeu care stă gata să se împlinească. Și atunci când Dumnezeu rostește un cuvânt profetic și spune, pustia va da izvoare de apă. Și din nou se va naște un paradis în țara pe care Dumnezeu le-a dat-o și unde curge lapte și miere. O să curgă din nou lapte și miere. Este adevărat. Este vizibil ca lumina zilei. Ce nu are Israelul, nu are pace și liniște. Este o fâșie de pământ, permanent atacată și terorizată de forțele întunericului, manifestate prin acest cui al lui Pepelea, pe care l-a așezat satana din inima musulmană, din inima islamului, în mijlocul teritoriilor Canaanului. Dragii mei, Israelul vrea pace și vrea pace cu orice preț. Și vă aduc aminte atunci când Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim și atunci națiunea aceasta dorea pace. Pentru că era sub stăpânire romană. Bineînțeles, ca să aibă pace, asta însemna ca Hristos să facă război cu romanii și să-i scoată afară din Israel. Și Domnul Iisus Hristos plânge pentru cetate și spune, o, de ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Pentru că ochii spirituale acestei națiuni erau închiși și ei vedeau numai ceea ce văd ochii aceștia de carne, cum se vorbea mai devreme. Oameni care nu văd dincolo de vizibil.
Or, cuvântul Domnului spune că noi nu umblăm prin vedere, ci prin credință. Mă rog din toată inima, în vremurile acestea din urmă, Domnul să ne deschidă ochii credinței, ochii inimii, pentru că sunt multe lucruri pe care trebuie să le înțelegem și literal, dar și spiritual. Bătălia este spirituală, dragii mei. Cuvântul Domnului spune în cartea Efeseni că acest război se desfășoară undeva în locurile cerești, unde stau puterile întunericului. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor și stăpânirilor din locurile cerești. Și acolo ne-a trimis și pe noi prin învierea spirituală. În Hristos Iisus, spune Efeseni, capitolul 2. Dar Hristos este în locurile cerești, mai presus de orice domnie și orice stăpânire, mărit să fie numele Domnului. Și dacă tu ești în Hristos, ești mai presus. Și dacă Hristos e biruitor, și tu ești biruitor. Israelul dorește pace și a dorit și atunci, dar n-a înțeles adevărata pace. Și va veni altul, spunea Domnul. Eu am venit în numele Tatălui care m-a trimis și nu m-ați primit, va veni altul în numele Lui însuși și pe El îl veți primi. Este vorba de Anticrist. Și cuvântul Domnului vorbește într-una dintre cele mai întunecate pasaje profetice ale Vechiului Testament, în Isaia, capitolul 28, despre legământul cu moartea. Este un legământ cu moartea pe care îl va face Israelul. În Isaia, capitolul 28, versetul 14, de aceea ascultați cuvântul Domnului batjocoritorilor care stăpâniți peste poporul acesta din Ierusalim. Pentru că ziceți, noi am făcut un legământ cu moartea, am făcut o învoială cu locuința morților. Când va trece urgia apelor năvălitoare, nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare neadevărul. Și că a adăpost minciuna, cine este tatăl minciunii? Cine este marele înșelător? Satana încarnat. Anticristul care le propune acest tratat de pace. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Și acum este cel mai mare contrast al istoriei și al universului. Vis-a-vis de acest stăpânitor al neadevărului și al minciunii, omul fără de legi, fiul pierzării, Dumnezeu vine și spune, iată pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică, cel ce vă va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Dar această piatră, spunea profetul odinioară, zidarii au lepădat-o. N-au știut ce să facă cu ea, n-au pus-o unde trebuia. Și auziți în versetul 18, așa că legământul vostru cu moartea va fi nimicit și învoirea voastră cu locuința morților nu va dăinui. Nu va dăinui. Pe 7 ani se face legământul și la jumătatea perioadei este stricat de Anticrist care se dă drept Dumnezeu, intră în templu, desacralizează templul. Când va trece urgia apelor năvălitoare, ascultați ce spun ei, când va trece urgia apelor năvălitoare, versetul 15, nu ne va atinge. Și Domnul spune, nu e adevărat, este o iluzie. E o minciună pe care o credeți. Când va trece urgia apelor năvălitoare, versetul 18, veți fi striviți de ea. Și aceasta este soarta a 2/3 din națiunea Israel. Un alt aspect pe care îl așezăm în această cronologie a sfârșitului este prigonirea bisericii. Dragii mei, nu va veni sfârșitul tuturor lucrurilor înainte ca poporul lui Dumnezeu de pe întreg pământul să treacă printr-un moment de prigoană cum n-a mai fost, prigoană globală, nu numai într-o țară sau alta, așa cum s-a întâmplat în istorie. Și spune cuvântul Domnului în Matei, capitolul 24, întrebarea
ucenicilor se referea la restaurarea împărăției lui Israel. Și Domnul le spune, vorbim noi și de Israel, dar hai să vorbim de voi, pentru că voi sunteți trimiși în toată lumea. Să adunați dintre neamuri recolta mântuirii, recolta crucii. Și le spune așa, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, versetul 4 din Matei 24. Fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Lucrul acesta s-a întâmplat repetat în istorie. Mulți Mesia, cu ghilimelele de rigoare, au venit în lumea aceasta. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Și se întâmplă. Fenomenul acesta s-a accelerat în ultimile secole. Dar ascultați, sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumă. Și cât de mult vedem în jurul nostru o frecvență, o intensitate fără precedent, cataclisme și dezastre naturale. Boli incurabile care apar de nicăieri, cium, ca rezultat a păcatului. Păcat care concurează și depășește păcatul oamenilor, a civilizației dinainte de potop. Și peste ei atunci au venit apele nimicitoare, acum va veni focul nimicitor al lui Dumnezeu. Sodoma și Gomora, peste care a căzut foc și pucioasă. Și Sodoma și Gomora din vremurile moderne, care va fi aruncată în foc și în pucioasă, în iazul cel veșnic. Dar toate aceste lucruri, versetul 8, nu vor fi decât începutul durerilor. Sfârșitul nu va fi atunci. Acum, versetul 9, atunci vorbim de sfârșit. Că și lui Daniel i-a spus, atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Am emigrat și ne-am refugiat în America pentru că a fost mai bine din toate punctele de vedere decât în România. Națiunea română are un patriotism foarte interesat. Pe noi nu ne interesează și suntem destul de deștepți din punctul ăsta de vedere că, fraților, de la un colț la altul al pământului, pământul e tot pământ. Vreau să vă spun, când am început să călătoresc mai mult, de câte ori mergeam pe un alt continent, într-o altă țară, mă uitam în stânga, în dreapta, mi se părea că parcă ar trebui să fie ceva diferit. Marele meu șoc și obișnuință după o vreme a fost să-mi dau seama că peste tot oamenii sunt la fel, umblă în două picioare, respiră, mănâncă, nu sunt ciudați, n-au antene, tot la fel ca peste tot. Unde ne mai ducem de aici? Din România am venit aici, de aici unde ne mai ducem, fraților? Vă spun eu unde? În cer. Că nu mai ai unde să te duci pe tot pământul, când toate neamurile urăsc poporul lui Dumnezeu, n-ai unde să te ascunzi? N-ai unde să te ascunzi? Și dacă ți-e frică de viața ta, nu uita ce a spus apostolul Pavel în Coloseni, viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Mărit să fie Domnul. Aia e viața pe care o așteptăm. A trecut vremea nasurilor și mofturilor. Când umblam dintr-o parte în alta a Americii, când venim în America, întrebați-mă pe mine, de pe o coastă pe alta, numai Ezechiel săracu a pățit una ca asta. I-a spus Dumnezeu, Ezechiel, te pun pe o coastă și pe mă te pun și pe cealaltă. Așa am pățit și eu. De pe o coastă pe alta am umblat. Când vine prigoana, unde mai emigrezi? Unde te mai refugiezi? Și Biblia spune că în vremea aceea vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii
pe alții. Pe fondul acesta, adevărata biserică a Domnului Iisus Hristos, care pierde trupe, pentru că Satana se va hotărâ să ne extermine fizic, fizic, dar câștigă spiritual. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. De aceea cuvântul Domnului spune în Apocalipsa, capitolul 7, versetul 14, la o altă întrebare rostită de un alt mare om al lui Dumnezeu. Pentru că n-a știut să răspundă când a fost întrebat: cine sunt? Doamne, Tu știi. Cine sunt? Chiar, cine sunt aceștia? Din orice siminție, de orice neam, de orice limbă, de orice norod, care stau cu ramuri de finică înaintea tronului lui Dumnezeu și îi aduc osanale și slavă. Aceștia vin din necazul cel mare. Vin din necazul cel mare. Am documentat faptul că este imposibil să vorbim despre parusia până nu se descoperă, până nu se demască omul fără de legii, tesaloniceni, care credeau că a și venit răpirea, pentru că așa au fost păcăliți și s-au speriat. Când nu avem mijloace de comunicare atât de rapide ca astăzi, și vine cineva cu o epistolă și spune: Pavel, fratele Pavel, vă trimite o epistolă, știți că a venit răpirea. Și oamenii s-au înspăimântat și Pavel le spune să nu vă lăsați înșelați, căci nu va veni parusia înainte să se descopere omul fără de lege, care va intra în templul lui Dumnezeu, în locul preasfânt, și se va da drept Dumnezeu. Când se întâmplă lucrul ăsta? Cuvântul Domnului spune în Daniel capitolul 9, la jumătatea perioadei de 7 ani, 3 ani și jumătate, în timpul tratatului de pace, pentru că tot Daniel spune, va face să înceteze jertfa, va anula ritualurile de la templul reconstituit din Ierusalim. Nu intru în amănuntele pe care le-am dezbătut data trecută, dar continuând această cronologie, vorbim despre prigonirea bisericii, demascarea lui Anticrist, necazul lui Iacov, Ieremia 30:7, cuvântul Domnului spune despre necazul lui Iacov. Haideți să citim, că tare mi-ar place să vă rămână în memorie aceste cuvinte profetice extraordinare. Sunt atât de exacte în împlinirea lor, multe dintre ele, încât e de-a dreptul șocant. Știți că în Matei capitolul 24 cuvântul Domnului spune: pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi, și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa, dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Este vorba de mânia lui Dumnezeu. Atenție, acum vorbim în contextul Israel. Biserica nu trece prin mânia lui Dumnezeu, numai prin mânia neamurilor. Și în versetul 7 din Ieremia 30, vai, căci ziua aceea este mare, nici una n-a fost ca ea, este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi zbăvit din ea. Cei aleși despre care vorbea Daniel, vreau să revenim la cartea lui Daniel, capitolul 12, unde cuvântul Domnului spune, versetul 1, dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit, izbăvit. Poporul lui Daniel era poporul Israel, și anume oricine va fi găsit scris în carte. Aici, în contextul acesta de mânie, Biblia vorbește de cei aleși care vor fi izbăviți, vor fi salvați. Haideți să vorbim puțin despre mânia lui Dumnezeu. Pentru că există două mânii. Și am spus, în Apocalipsa, capitolul 11, este vorba despre aceste două mânii. Versetele 18 și 19, neamurile se mâniaseră. Când se mânie neamurile, sunt trei entități, vă readuc aminte,
neamurile sau lumea, Israelul și biserica. Israelul și biserica sunt poporul lui Dumnezeu, poporul ales din vechime și poporul noului legământ, din toate neamurile, oamenii care îl primesc pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. Lumea care zace în cel rău este și ea o entitate. Și diavolul provoacă mânia și ura acestei lumi. Domnul Iisus Hristos spunea, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Și toate popoarele vă vor urâ din pricina numelui meu. Și Domnul le spunea, dacă pe mine m-ar fi primit, v-ar fi primit și pe voi. Și dacă pe mine m-ar fi apreciat și m-ar fi iubit, vă apreciau și vă iubeau și pe voi. Nu veți fi urâți. Când se mânie neamurile, ce-i fac lui Dumnezeu, fraților? Aduceți-vă aminte de Apocalipsa 12, când balaurul este nervos și înfuriat, că îi scapă copilul printre degete și este răpit la Dumnezeu. Cum își potolește furia? Ridică pumnii spre cer? Ce poate Satana să-i facă lui Dumnezeu? Absolut nimic. Biblia spune că și-a îndreptat toată furia împotriva femeii, să o urmărească 3 ani și jumătate. Și Biblia spune că va face război până când puterea poporului sfânt va fi nimicită aproape de tot, dar va rămâne o rămășiță, rămășița despre care spune cuvântul lui Dumnezeu că va fi mântuită din Israel, Roman capitolul 11. Israelul va fi mântuit și anume o rămășiță din Israel. Ce este foarte interesant în Apocalipsa capitolul 11, versetul 19, să știți că tot ceea ce este pe pământ în planul lui Dumnezeu este și în cer. Ceea ce este pe pământ este o replică a ceea ce este în cer. Dacă este pe pământ un templu, să știți că este un templu în cer. Și cuvântul Domnului spune că templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis. Oamenii caută chivotul legământului. Evreii consideră că au nevoie de el ca să-și redeschidă templul și să aibă prezența lui Dumnezeu în locul preasfânt. Există anumite păreri că chivotul ar fi undeva ascuns, poate în Etiopia. L-a luat fiul lui Solomon și al împărătesei din Seba și l-a ascuns undeva acolo. Există o comunitate puternică în Etiopia de mozaici, de închinători după ritualul mozaic. Există și biserici creștine. Creștinismul e destul de dezvoltat în Etiopia. O fi. Unii spun că e ascuns undeva în grotele de sub muntele templului. O fi. Există unii care spun, și mi se pare interesantă ideea, că Dumnezeu n-a lăsat chivotul legământului pradă istoriei și cuceririlor și că pur și simplu Dumnezeu l-a luat pe chivotul ăla și l-a pus în cer. Nu știu eu dacă Dumnezeu ar fi chiar așa de interesat, pentru că ceea ce dădea valoare acelui chivot era prezența lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu a plecat de la templu, până și templu cu tot cu Sfânta Sfintelor a fost ars și arat și distrus complet, Domnul spunea, nu va rămâne piatră pe piatră. Dragii mei, eu cred din toată inima că noul chivot al legământului este Biserica Domnului Iisus Hristos. Purtătoare de Hristos, purtătoare de Dumnezeu, templu al Duhului Sfânt. Și în versetul 19 spune și templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său în templul său. Când? Între mânia neamurilor, prigoana, ultima prigoană a istoriei, și mânia lui Dumnezeu, pentru că vine momentul în care și cei 24 de bătrâni, versetul 16 din Apocalipsa 11, care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie, s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis să-ți mulțumim, Doamne, Dumnezeule atotputernice, care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Următorul eveniment major, la capătul mâniei lui Dumnezeu, când mânia lui Dumnezeu se dezlănțuie în toată furia ei, avem de-a face cu Armagedon, un mare conflict militar, penultimul mare conflict între lume și Dumnezeu.
conflictul major între Anticrist și Hristos. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în profetul Zaharia și iarăși aici sunt niște lucruri de-a dreptul extraordinare, capitolele 12 și 13, citim selectiv. Prorocia, cuvântul Domnului despre Israel, capitolul 12, versetul 1, așa vorbește Domnul care a întins cerurile și a întemeiat pământul și a întocmit Duhul omului din el. Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir de amețire pentru toate popoarele din prejur și chiar pentru Iuda la împresurarea Ierusalimului. În ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toți cei ce o vor ridica vor fi vătămați și toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui, împotriva Ierusalimului. Versetul 10. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare. Vreau să mă opresc puțin aici să vă spun ce se întâmplă. La capătul mâniei lui Dumnezeu, popoarele, pentru că vor să se răzbune, pentru că diavolul vrea din nou să se răzbune, se întorc împotriva Ierusalimului. Și Biblia spune că îi îmbată Dumnezeu, îi amețește pe toți și îi aduce pe toți în valea lui Iosafat, la Armagedon, pentru o ultimă confruntare finală și decisivă cu poporul lui Dumnezeu. Israelul nu are nicio șansă în fața acestei forțe militare, cum n-a avut nicio șansă în 1948, cum n-a avut nicio șansă în 1967 și în anii 70, când o întreagă lume arabă s-a năpustit împotriva lor. Și istoria spune că s-au întâmplat minuni, acte de-a dreptul supranaturale prin care Dumnezeu le-a dat cadou victoria poporului Israel. În momentul acesta de cumpănă, cine credeți că vine pe munții lui Israel, pe munții Ierusalimului? Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu. Sunt lacrimile lui Dumnezeu în ochii poporului Israel, lacrimile crucii. Și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe întâi născut. În ziua aceea va fi jale mare în Ierusalim ca jalea lui Hadadrimon în valea Megidonului. Și acum are loc o conversație între Domnul și poporul său. Și în capitolul 13, versetul 6, ăsta este cuvântul adevărat inspirat al lui Dumnezeu cu sute de ani înainte. Și dacă îl va întreba cineva de unde vin aceste răni pe care le ai la mâini, el le va răspunde: în casa celor ce mă iubeau le-am primit. Și acum ascultați rezultatul neascultărilor, dar și al harului și al îndurării la momentul culminant. Versetele 8 și 9. În toată țara, zice Domnul, două treimi vor fi nimicite, numai rămășița rămâne. Iar cealaltă treime va rămâne, dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc și o voi curăța cum se curăță argintul, o voi lămuri cum se lămurește aurul. Ei vor chema numele meu și îi voi asculta, ei vor zice, acesta este, eu voi zice, acesta este poporul meu și ei vor zice, Domnul este Dumnezeul meu. Sunt mai multe pasaje în Scriptură care vorbesc despre Armagedon, nu le voi menționa acum, pregătesc un buletin cu graficele și cu punctele esențiale și versetele din Biblie pentru cei care doresc să fie mai îndeaproape cercetători ai Cuvântului lui Dumnezeu. Vreau acum să închei vorbind despre domnia de 1000 de ani. Pentru că după Armagedon, când Dumnezeu nimicește pe nelegiuiți, când aruncă în iad pe Anticrist și pe prorocul mincinos, urmează domnia de 1000 de ani.
M-am întrebat de multe ori care este motivul pentru care Dumnezeu, înainte de raiul său, schimbă fața pământului. Și începe această perioadă de 1000 de ani a domniei sale pe pământ. Vreau doar să le menționez și apoi vom veni în rugăciune înaintea Domnului. Care este rostul domniei de 1000 de ani? În primul rând, împlinirea ciclului profetic. Biblia spune că la Dumnezeu 1000 de ani sunt ca o zi și o zi ca 1000 de ani. Tot ce face Dumnezeu în timp este o replică profetică. Este o replică profetică, este un tip profetic. Și Biblia spune că Dumnezeu a creat universul acesta în 6 zile și apoi a urmat ziua de odihnă. Istoria este o replică a creației. Și după 6000 de ani de istorie, zbuciumată acestui pământ, Dumnezeu îi va da odihnă înainte de marea și ultima confruntare cu diavolul. Și a 7000 de ani este de fapt un sabat profetic. Este un timp de odihnă și de pace. Pentru ca să se încheie acest ciclu profetic, Domnul Iisus Hristos spunea, astăzi și mâine lucrez și în a treia zi le voi da viața. Creștinismul în ultimile 2000 de ani și a 3000 de ani, a 7000 de ani, care de fapt e a 3000 de ani după Hristos, timpul de odihnă profetic a 7000 de ani, sabatul milenar. În al doilea rând, rostul domniei de 1000 de ani, expresia autorității divine. Pentru că înaintea acestei lumi, Dumnezeu se prezintă pe sine ca Domn. Mulți oameni au contestat de-a lungul timpului că Dumnezeu ar mai fi în control. Există la ora actuală biserica satanistă care spune că deja Dumnezeu a fost înfrânt, că satana este în controlul acestei lumi. O, ce minciună, ce aberație, ce înșelăciune! Niciodată Dumnezeu nu a cedat o unghie din autoritatea sa. Și chiar oamenii care au crezut că îl dezonorează și că îi calcă în picioare planurile, n-au făcut nimic altceva decât să îi le îndeplinească, fără să-și dea seama, fără să știe. Cine este în control? Dumnezeu arată în fața lumii. Diavolul este legat, pământul este restaurat și urmează 1000 de ani de administrație divină. Cineva spunea pe bună dreptate, dictatura lui Hristos, 1000 de ani în lumea aceasta. Noi ar trebui să nu ne speriem de lucrul ăsta, pentru că dacă suntem adevărați credincioși, Hristos dictează și domnește în viețile noastre, în toate amănuntele existenței noastre. 3. Imaginea intenției divine. Nu numai împlinirea ciclului profetic și expresia autorității divine, ci imaginea intenției divine. Dumnezeu vrea să arate cum ar fi arătat și cum ar fi fost într-o lume ideală, fără păcat, fără boală, fără moarte, viață, sănătate, pace și liniște. Să se uite oamenii 1000 de ani și să vadă, așa vroia Dumnezeu să fiți. Asta a fost intenția lui Dumnezeu pentru omul pe care l-a creat și îl iubește. Așa putea să fie în lumea asta de 6000 de ani. În al patrulea rând, domnia de 1000 de ani reprezintă o mare sărbătoare, în fine, unirea deplină a familiei lui Dumnezeu, a familiei divine. Când pentru prima dată în istorie, Israelul și biserica sunt un popor unit. Pentru că în timpul domniei de 1000 de ani, domnia este la Ierusalim pe tronul lui David, poporul Israel este poporul lui Dumnezeu, biserica este coregentă cu Domnul Iisus Hristos în lumea aceasta. Noi ar trebui să-i numim frați, nu jidani. Pentru noi, poporul Israel nu-s jidan, fraților, sunt frați prin credință, că acum ei nu ne recunosc pe noi. Dar Biblia spune că într-o zi se vor uita la noi și vor spune, ăștia sunt frații noștri, pârâșul fraților noștri, care a fost aruncat din cer, care îi pâra zi și noapte. Ei l-au biruit prin cuvântul mărturisirilor și nu și-au iubit
viața chiar și până la moarte, prin sângele mielului și cuvântul mărturisirii lor. Unirea deplină a familiei divine în Hristos, Efeseni, pe cei de departe și pe cei de aproape, prin Hristos i-a făcut una. Cine sunt cei de departe? Păgânii, neamurile. Cine sunt cei de aproape? Evreii care au primit primii legea și harul, dar l-au respins. 5. Un alt scop al domniei de 1000 de ani, afirmarea Bisericii și Israelului în fața neamurilor. Cine sunt Biserica și Israelul în fața neamurilor după mii de ani de antisemitism și holocaust? După marea persecuție finală, cei lepădați de lumea aceasta și de societatea aceasta sunt în fruntea ei. Pentru că Hristos ne poartă pe traiectoria Lui. Cel ce a fost lepădat de zidar, dar pe urmă a ajuns în capul clădirii, piatra unghiulară. Păi noi dacă îl urmăm pe El, pe unde îl urmăm? Pe unde a trecut El? Am început la cruce, ne-am dus prin credință acolo, în urmă cu 2000 de ani. Și ne-am răstignit pe noi cu firea noastră pământească, omul cel vechi, cu poftele și patimile lui. Și am fost ridicați la o viață nouă în Hristos. Și L-am urmat pe Hristos în lumea aceasta, trăind cum a trăit El, ca să rămână în noi. Și apoi, dacă trebuie, nu numai trăind pentru El, dar murind pentru El, urmându-L chiar în ocară, în batjocură și în moarte. Dar drumul lui Hristos, de la suferință, trece la slavă. Și aceeași traiectorie a lui Hristos este și traiectoria ta, copila lui Dumnezeu. Tu care ai fost lepădat și batjocorit, într-o zi, vei stăpâni împreună cu Hristos și Hristos te va arăta întregii lumi și va spune: cel pe care l-ai lepădat și l-ai disprețuit este copilul meu, este fiu de împărat și domnește împreună cu mine. Asta este motivul pentru 1000 de ani de domnie. Cei lepădați de societate sunt în fruntea ei, sunt afirmați în fața neamurilor, în fața întregii lumi. În al șaselea rând, domnia de 1000 de ani este o dovadă supremă a justiției divine. Foarte mulți oameni se îndoiesc de dreptatea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu poate lăsa aceste întrebări fără răspuns. Dumnezeu își apără cauza. Sunt multe întrebări care se ridică cu privire la Dumnezeu, chiar referitor la judecata finală. Dar ce face Dumnezeu cu ăia care n-au auzit, cu ăia care așa, cu ceilalți? Fraților, credeți dumneavoastră că noi avem un Dumnezeu mare? Chiar sunteți convinși că nu prea arătați a fi convinși? Cât de mare credeți că este? Atât de mare încât să vindece boli, să învieze morți? Dar este atât de mare încât să se descurce în ziua judecății în fața acestor întrebări și dubii, nu? Nu e în stare Dumnezeu să-și rezolve dubiile? Ei, domnia de 1000 de ani este o dovadă supremă a justiției divine. Ascultați, după 1000 de ani de pace și fericire, că noi spunem, ce ne-a făcut Adam și Eva? Ce ne-au făcut ăștia? Hai, frați creștini, de câte ori nu v-ați gândit, măi, ce bine era dacă nu păcătuiau ăștia, ce rai era pe pământ acum. Adam și Eva. Ascultați, după 1000 de ani de pace și de fericire, când oamenii nu se îmbolnăvesc și dacă se îmbolnăvesc, au frunzele pomului vieții care slujesc la vindecarea neamurilor. O perioadă de 1000 de ani când nu-i război, când oamenii nu mai știu ce sale arme, când leul și mielul pasc împreună, auzi să pască leu, lupul e inofensiv, nu există animale de pradă. Cine trăiește doar 100 de ani trece drept un mare nelegiuit. Cum de-a trăit ăsta numai 100 de ani? După 1000 de ani, spune Biblia că Satana va fi dezlegat. Și nu-i vor trebui ani. Instantaneu, pe loc, Biblia spune că va înșela din nou întreaga omenire și o va aduna împotriva
administrației de la Ierusalim împotriva Domnului Iisus Hristos personal. Atâta minte au după 1000 de ani de pace și prosperitate, de lume perfectă, ceea ce dovedește că natura umană este atât de coruptă încât în primul rând judecățile lui Dumnezeu sunt justificate, în al doilea rând singura șansă de schimbare și de transformare este Domnul Iisus Hristos și jertfa de la Calvar și nu puterile noastre. Și în fine, în cele din urmă, domnia de 1000 de ani este un preludiul soluției finale. Domnia milenară nu este soluția finală. Pământul acesta, oricât de mult este restaurat, este cosmetizat, este departe de ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru noi. Soluția finală este, în primul rând, aruncarea Satanei în iad pentru vecii vecilor. Nu mai e legat 1000 de ani, e aruncat în iad pentru veci de veci. Din iad nu mai sare de acolo nicio scânteie din ce a fost vreodată Satana. Universul va fi total purificat. Nimicirea răzvrătiților și judecata finală, distrugerea universului compromis și recrearea lui, un cer nou și un pământ nou și veșnicia, frați și surori, împărțită în două. Compartimentul iubirii lui Dumnezeu, care este raiul, și compartimentul dreptății lui Dumnezeu, care este iadul.